Oleg Mola a marcat în minutul 23 al partidei cu Zaxan Ciodrălunga. În momentul celebrării golului, un alt jucător al tiraspolenilor, Andrei Makritski, a sărit peste Mola și a spart arcada. Ghinionistul nu a putut continua meciul și a fost înlocuit. Clubul din stânga Nistrului i-a interzis fotbalistului să comenteze incidentul. FC Tiraspol a spulberat cu 4-0 Zaxan, iar groparul echipei din Ciodrălunga a fost fundașul Ion Prodan. Inițial el a greșit ca în curtea școlii, când tiraspolenii au deschis scorul, iar după a provocat și un penalti. Pentru învingători au înscris Șapoval, Ermac, Mola și Boghiu. FC Tiraspol a urcat pe locul 4 în clasament, în timp ce Zaxan a coborât pe poziția 5-a în divizia națională. În meciul cu FC Tiraspol, formația din Ciodrălunga a avut doar 4 jucători pe banca de rezerve.